Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Obrigado por sintonizar a conexão da fé. Bine-ați venit la emisiunea Conexiunea Credinței, emisiunea care vă ajută să vă apropiați de Dumnezeu. Bine ați revenit alături de noi, sunt pastorul Radu Oprea de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Dorim ca în cadrul acestei emisiuni să discutăm despre compromis. Câți dintre noi ne putem lăuda că n-am făcut niciodată compromisuri? Că nu ne-am compromis principiile, relațiile și, în mod special, nu ne-am compromis valorile. Aș vrea ca, în minutele ce ne stau la dispoziție, să ne uităm în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne învață că principiile și lucrurile importante vin înaintea a ceea ce putem câștiga dacă le călcăm. Aș vrea să ne uităm la exemplul unor tineri pe care neascultarea poporului din care făceau parte i-a dus într-o situație extrem de dificilă. Tineri care, în ciuda unei asemenea situații, care ar fi putut presupune din partea lor suficiente argumente pentru a face orice nevoie pentru a avea succes, au hotărât să nu se compromită. Au hotărât să nu se compromită și vom vedea cum a răspuns Dumnezeu deciziilor. Pentru aceasta, vă invit să deschidem împreună Scriptura în Vechiul Testament, la cartea profetului Daniel. Vom citi împreună din capitolul 1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și l-a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor i-a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut și să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavatul. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă l-a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea, ei au fost primiți în slujba împăratului.
În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba, împăratul îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cirus. Tineri. Tineri dornici să se afirme în viață, tineri dornici de succes, de reușită, tineri capabili, frumoși, inteligenți, tineri de familie bună. Însă tineri aflați în sclavie. Tineri care își văd visurile frânte din pricina neascultării părinților lor. Tineri care ar fi putut da vina pe generațiile dinaintea lor și ar fi putut spune: nu e vina noastră că am ajuns în robie. Noi n-am apucat să ne trăim viața, noi n-am apucat să facem lucrurile și cu toate astea iată-ne aici, cu viitorul spulberat, într-o țară străină, departe de Dumnezeul părinților noștri, de templu, de Ierusalim, departe de plaiurile strămoșești și, cel mai grav, fără un viitor așa cum am fi putut să-l avem. Ce-am face dacă am fi în situația lor? Atât de mulți oameni își găsesc justificarea în asemenea situații delicate, în asemenea situații complicate, pentru a face orice pentru a avea succes. Vrea Dumnezeu să avem succes? Oare scopul scuză mijloacele? Vrea Dumnezeu să fim oamenii care se mulțumesc, să-și vadă visurile frânte, chiar dacă nu este vina lor? Uitându-ne la exemplul acestor tineri, aș vrea să înțelegem câteva adevăruri privitoare la felul în care ajungem să facem compromisuri și să înțelegem cam care ar fi lucrurile pe care putem să le facem, chiar și în momentele delicate din viața noastră, chiar și în momentele de criză din viața noastră, pentru a nu ne compromite valorile, principiile, credințele și relațiile. Uitându-ne la exemplul acestor patru tineri, cu Daniel în frunte, descoperim că atunci când diavolul ar vrea să ne facă să ne compromitem în viață, mai întâi de toate vrea să ne despartă de orice influență pozitivă din viața noastră. Textul biblic pe care l-am citit în versetul 3 spune că împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel. De ce să-i aducă? Pentru că aflați în robie, aflați în Babilon, evreii formaseră comunități. Evreii aveau comunități în care trăiau la oaltă, bineînțeles, generații de la vârstnici până la foarte tineri. Și întotdeauna, în cadrul unei societăți, conviețuirea bună, fructuoasă, eficientă dintre generații contribuie la transmiterea mai departe, din generație în generație, a valorilor pe baza cărora s-a construit societatea respectivă. De aceea vedem din ce în ce mai mult în zilele noastre prăpastii între generații. Prăpastia dintre generații parcă devine din ce în ce mai evidentă. Și observăm același principiu și în Daniel. Să-i aducă, să-i separe de cei împreună cu care, chiar și în cele mai grele condiții, își duceau viața. În fiecare seară, dacă s-ar fi întors acasă de la această școală a împăratului, această academie de științe politice a Babilonului vremii acelea, învățăturile pe care le-ar fi primit ar fi fost filtrate, uneori contracarate, completate și corectate de bătrânii lor. În fiecare sabat s-ar fi întâlnit cu liderii poporului, chiar acolo în robie, chiar acolo în Babilon, și ar fi putut să se confrunte cu ei. De aceea Așpenaz este trimis să-i aducă, să-i scoată din mijlocul celor ce erau o influență pozitivă pentru ei. Uneori și noi facem același lucru.
Îi dăm deoparte din viața noastră pe cei ce sunt o influență pozitivă. Pe cei ce pot să ne învețe ce este binele și ce este răul. Pe cei ce au interesul nostru în inimă și doresc să ne ajute să mergem înainte. Și cred că este o greșeală. Un proverb românesc spune, cine n-are bătrâni, să-și cumpere. Înțelepciunea și mai ales experiența vieții nu pot fi înlocuite de impetuozitatea și energia tinereții. De aceea, cred că e foarte bine să observăm lucrul ăsta și mai ales cei din generația tânără, copii, tineri, care privind la părinți, la bunici, la cei care au trăit sau trăiesc în generațiile dinaintea voastră, învățați să-i respectați și învățați să vă înconjurați de ei. Înconjurați-vă cu ei la fel cum vă înconjurați cu niște garduri protectoare. Înțelepciunea lor de viață, experiența lor de viață, vă va fi de folos în momentul când cineva vă va spune pentru a-ți atinge scopurile, visurile, pentru viitorul pe care ți-l dorești și pe care îl meriți, poți face orice și nu ți se va întâmpla absolut nimic. Compromisul se strecoară nu doar pe ușa unor relații frânte, ci și pe ușa unei identități neclare sau bizare. În versetul 6 din textul nostru spune, printre cei aduși din Israel erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Ce interesant la numele acestor tineri este faptul că fiecare dintre ele spune ceva despre Dumnezeu. Fiecare dintre ele, la rostirea lui, spune ceva despre Dumnezeul lui Israel, despre Elohim sau despre Iahve. Terminația fiecărui nume vorbind despre Dumnezeu. De aceea textul spune căpetenia familiilor dregători le-a pus alte nume. Le-a schimbat numele. De ce? Nu doar pentru că nu erau ușor de pronunțat, nu doar pentru că nu făceau parte din cultura babiloniană, nu doar pentru că voiau ca acești viitori demnitari ai Imperiului Babilonian să se integreze din punct de vedere social, ci pentru că pentru ei în fiecare zi rostindu-și numele, rosteau de fapt numele lui Dumnezeu și spuneau ceva despre Dumnezeu. Atunci când Iacov se întâlnește cu Dumnezeu în cartea Geneza, întorcându-se de la Laban către țara părinților lui de unde fugise cu 20 de ani în urmă, după o noapte de frământare și de luptă, Iacov îi cere lui Dumnezeu binecuvântarea și Dumnezeu îi spune, îți voi schimba numele. Nu te vei mai numi Iacov, adică cel ce ține de călcâi pe fratele lui, ci te vei numi Israel, cel ce se luptă cu Dumnezeu. Pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor. În Biblie numele sunt foarte importante. În Biblie numele au o semnificație aparte, dar și pentru noi numele noastre sunt importante. Cum vă simțiți când cineva vă strigă în mod eronat, vă pocește numele, vă strică numele, ne simțim rău. Nu ne place când numele noastre sunt rostite greșit, fiindcă numele nostru este parte esențială din identitatea noastră. Acesta este unul dintre lucrurile pe care încearcă să le facă Așpenaz tinerilor și îl găsim și în viața noastră. Atunci când cineva ne întreabă cine ești, care este identitatea ta, dincolo de nume, câți dintre noi spunem cu bucurie, sunt un ucenic al lui Hristos. Sunt creștin. Port cu bucurie identitatea creștină, identitatea lui Hristos în viața mea. Vorbind cu ucenicii lui, Domnul Iisus Hristos le spune, dacă vrea cineva să vină după mine, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, printre alte lucruri. Ce înseamnă să-și ia crucea? Crucea acolo nu se referă nici la necazurile pe care le suportăm, nici la
obiectul pe care îl desemnează, ci la identificarea cu el. În fiecare zi, în fiecare dimineață când te trezești, identitatea numărul unu pe care trebuie să ți-o asumi nu e nici cea de bărbat, nici cea de femeie, nici cea de inginer, nici cea de profesor, nici cea de doctor, ci este cea creștină. Este identitatea de copil al lui Dumnezeu. Prima haină pe care ești chemat să o îmbraci în mintea ta, în sufletul tău, în atitudinea ta, este cea creștină. Este chipul Domnului Iisus Hristos. În momentul în care această identitate creștină începe să se dilueze, în momentul în care identificarea noastră cu Domnul Iisus Hristos începe să fie înlocuită de alte repere existențiale, probabilitatea compromisului este foarte mare. Aș vrea să fac observația că mult mai târziu, când deja este vârstnic, sub alt imperiu, sub alt împărat, Daniel, în urma unui conflict bazat tot pe convingerile lui, bazat tot pe practicile lui religioase, ajunge să fie aruncat în groapa cu lei. Cu toți am auzit de Daniel în groapa cu lei. A doua zi dimineață, împăratul vine și îl strigă din marginea gropii de sus, privind în jos, în groapa aceea unde ar fi trebuit să nu fie nicio rămășiță din el. Și spune: Daniele, nu Beltșațar, ci Daniel, robul Dumnezeului cel viu. Daniel n-a acceptat cu ușurință și cu lejeritate noua identitate pe care Imperiul Babilonian ar fi vrut să-i o impună. Daniel își păstrează numele: Dumnezeu mă judecă, Dumnezeu este judecătorul meu. Vreau să vă încurajez din toată inima, dacă dorim să fim oameni integri, dacă dorim să fim oameni care au tăria de a trăi pentru Dumnezeu în generația aceasta, să ne asumăm cu bucurie, să ne asumăm fără niciun fel de rușine identitatea creștină, identitatea de ucenici ai lui Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune: oricui îi va fi rușine de mine, de oricine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. De aceea să nu ne fie rușine de identitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Căci compromisul își face loc în viața noastră atunci când identitatea noastră este neclară. Și atunci când încearcă să ne îmbie, când lumea în care trăim încearcă să ne îmbie cu compromiterea, cu încălcarea nu doar a identității noastre spirituale, ci și a practicilor noastre și a convingerilor noastre pozitive. Exemplul celor trei tineri este elocvent. Scriptura zice că timp de 3 ani urmau să fie supuși nu doar unor învățături din partea elitei intelectuale babiloniene, ci urmau să fie supuși unui regim de viață cu totul diferit decât ceea ce se întâmpla în comunitatea lor religioasă și etnică. Împăratul le-a rânduit pentru fiecare zi o parte din bucatele din care mânca el. Nici nu pot imagina cum arătau ospețele de la curtea împăratului. Împăratul le-a rânduit o parte din vinul din care bea el, probabil de cea mai bună calitate. Și timp de 3 ani, și vreau să vă rog să faceți un exercițiu de imaginație, ce înseamnă timp de 3 ani, la fiecare masă pe care o mănânci, cu mâncarea cea mai bună pe masă, la fiecare masă pe care o mănânci, în mintea ta, exact ca un cui, să se înfigă gândul: lucrurile bune vin de la Babilon, de la Nebucadnețar, de la împărat, nu de la Dumnezeu. Dumnezeu dă mâncare celor ce sunt în comunitatea de unde eu am plecat. Și mâncarea lor nu e nici pe departe la fel de bună ca a mea. Doar că mâncarea aceasta pe care eu o consum și care e atât de satisfăcătoare pentru trupul meu nu este conformă cu cerințele lui Dumnezeu. Nu este conformă cu așteptările și cu legea lui Dumnezeu. Și ce dacă? Oricum, lui Dumnezeu nu-i pasă de mine.
De ce a îngăduit Dumnezeu să ajungă în robie la o vârstă fragedă? De ce mă lasă Dumnezeu să sufăr, deși nu sunt eu principalul vinovat? De ce am ajuns într-o situație în care viitorul meu să fie pus în pericol? Ce mai contează o mâncare? Ce mai contează lucrurile mărunte? Textul ne spune în versetul 8, pe care vă invit să-l urmărim împreună, că Daniel a luat o decizie. S-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Daniel a luat o decizie. Și în lupta cu compromisul din viața noastră, acesta este momentul crucial. Momentul în care evaluezi ceea ce știi că trebuie să faci. Și în momentul în care evaluezi ceea ce ți se promite în urma unui compromis la care ești invitat. Unui compromis pe care ești chemat să-l faci. Daniel vrea să ajungă demnitar. Daniel crede că poate ajunge cineva important. Daniel nu renunță la visurile lui și la planurile lui și la viitorul lui și aceasta este vestea bună. Dumnezeu nu vrea să renunți. Nu vrea să renunțăm la planurile noastre, la visurile noastre, la viitorul nostru, la succesul nostru. Însă ne spune, există și o altă cale. Și calea aceasta a biruinței împotriva compromisului pornește printr-o decizie. Dacă faptul că tinerii au ajuns în robie și apoi au fost selectați să ajungă în această școală de științe politice a Imperiului și dacă sorgintea lor, inteligența lor, aspectul lor fizic îi calificau pentru asemenea demnitate și toate astea nu țineau de ei, în momentul în care a fost ceva ce a depins de ei, au făcut. Daniel s-a hotărât să nu se întineze. Totul pornește cu hotărâre. Totul începe momentul în care decidem că nu vrem să ne vindem convingerile, conștiința și valorile pentru demnitățile lumii în care trăim. Pentru beneficiile temporare ale societății umane. Și totuși, există o cale? Există o șansă? Da, există. Paradoxal, este exact în lumea în care trăim. Daniel l-a rugat pe căpetenia famenilor drăgători să nu-l silească să se spurce. În vremea aceea, a fi eunuc sau famen și mai ales a fi căpetenia famenilor însemna foarte mult. Însemna că ai renunțat practic la viața ta, la viitorul tău de familie și singura ta perspectivă în viață era să fii un om important pentru împărat, un om important pentru imperiu și singura ta motivație în viață era cea profesională. Nu puteai avea copii, nu puteai avea o familie, nu puteai avea o viață așa cum aveau cei mai mulți oameni. Și totuși, Daniel îl roagă pe acest om care părea a fi inaccesibil și inabordabil, îl roagă să nu-l silească, deși avea autoritatea să se spurce. Iată cheia succesului. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor drăgători. Căpetenia famenilor a spus lui Daniel, mă tem numai de Domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Dumnezeu a deschis ușa. Dumnezeu a făcut ca Daniel și prietenii lui să primească înțelegere. Și omul acesta, la rugămintea lui Daniel pe care o găsim în versetul 11, în versetul 12, care spune, încearcă pe robii tăi 10 zile, testează-ne și să ni se dea de mâncat și zarzavatru de băut și să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. O rugăminte logică, de bun simț, o rugăminte practică. Daniel îl pune pe Dumnezeu la încercare. Îl pune pe Dumnezeu la încercare în fața oamenilor. Îl pune pe Dumnezeu la încercare în relație cu un om care avea autoritate și Dumnezeu nu se lasă prea mult așteptat.
El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile și după cele 10 zile erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Paradoxal, într-o societate ca a noastră în care oamenii vor să fie din ce în ce mai slabi și din ce în ce mai supli, mâncând zarzavaturi, citim un text în care vedem că mâncând zarzavaturi, niște tineri care probabil arătau aproape ca niște scheleți, venind din sclavia din care veneau, erau bine, erau sănătoși, erau rumeni, arătau promițător. Și Dumnezeu i-a făcut să capete trecere, pentru că s-au hotărât să nu se spurce, pentru că l-au pus pe Dumnezeu la încercare. Și mai mult decât atât, textul nostru ne spune că la vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famililor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar și nu s-a găsit niciunul ca ei. De aceea au fost primiți în slujba împăratului. Dumnezeu a vrut să le dea succes. Dumnezeu a avut nevoie de ei acolo, dar nu în orice condiții. Succesul este ceea ce Dumnezeu vrea să ne dăruiască, ceea ce Dumnezeu vrea să dea celor ce cred în El și îl ascultă, dar nu în orice condiții, dar nu cu prețul compromisului. Succesul lui Dumnezeu e ceva ce cei mai mulți dintre noi nu putem anticipa. Nu știm neapărat unde vrea să ne ducă Dumnezeu, dar cert este că Dumnezeu are binele nostru în inimă. Și lumea în care trăim ne promite succesul. Adesea succesul lumii în care trăim este unul efemer, este unul iluzoriu. Societatea privește omul ca pe un produs, ca pe o sursă de energie, ca pe un contributor care în momentul în care nu-și mai are locul, nu mai este bun pentru nimic. Lumea în care trăim se folosește de oameni după care scapă de ei, după care nu mai are nevoie de ei. Dumnezeul nostru ne promite o viață și o eternitate întreagă de binecuvântări și împliniri. Ne promite împlinire în viața aceasta atunci când trăim după principiile Lui și după valorile Lui. Da, vom trece prin încercări. Da, vom trece prin necazuri. Dar atunci când ne hotărâm să nu ne compromitem, atunci când ne hotărâm să nu ne întinăm în ciuda oricăror promisiuni pe care lumea ni le face, Dumnezeu va fi de partea noastră. Și chiar dacă ar fi să fim în robie, în pericol, să fim gata să sacrificăm anumite lucruri, putem fi convinși că la momentul potrivit Dumnezeu va face ca fiecare dintre noi să aibă parte de succesul pe care El ni l-a rezervat. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să ne călăuzească în toate, să nu ne compromitem. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumim că ați urmărit emisiunea Conexiunea Credinței.